O nouă zi în care să mă transfer din nou în iubitul fanii nebune a lui Alice, adică David, care ea nu l-a văzut niciodată până acum. Și asta este foarte, foarte bine pentru că planul nostru ne merge foarte perfect. Până acum Alice n-a avut nimic de bănuit, adică cred că a avut niște bănuieli, dar ea încă nu și-a dat seama că eu de fapt nu sunt David, ci de fapt sunt Rafael. Bine, nici eu nu mi-aș fi dat seama, sincer, într-un fel, dar astăzi vreau să mă duc din nou la ea pentru că știți că ieri i-am făcut o mare surpriză, i-am cumpărat acea pisică și totuși nu știu ce, dacă i-a pus vreun nume ceva, dar apropo, scrieți-vă acolo un nume de pisică în comentarii, chiar sunt curios ce nume pune voi la pisica aceea pe care eu i-am dăruit-o lui Alice, adică David, practic, pentru că eram costumat și acum vreau să merg la ea să văd ce mai face. Bă, dar Darusel ăsta nu știu unde e, că tot n-a venit pe acasă, habar n-am, nu știu când o să mai vină, dacă mai vine Darusel pe acasă, dar o să mă duc acum la Alice. Prima oară trebuie să mă costumez din nou în David, iar după aceea o să merg direct așa, să vedem ce mai facem astăzi, cum se mai simte, dacă mai e așa, că bă, ați văzut, se comportă foarte, foarte ciudat, adică să se comportă și cum bă, dar totuși a zis că într-un fel m-a testat și toate astea, ar trebui ca data aceasta să nu mai fac așa, dar haide, rămâne de văzut, sperăm că să fie totul bine. Acum ne luăm hainele și ne pregătim direct de atac. Bine, nu merge la război, dar vorba vine. Ta-ta! Deci cam așa arată, mă, deci e perfect, mă, bă, chiar arată mișto skinul acesta, sincer, adică chiar arată mișto skinul acesta. Mi-e place foarte, foarte mult cum arată David, cum l-am recreat eu pe David oarecum așa. Și acum vreau să mergem repede la Ali să vedem. Vreau să mă uit așa puțin de pe geam de aici. A, nu prea se vede, dar în partea aia este pisica, dar da, mergem acum la Ali să vedem ce mai face și, bă, să sperăm că vine și Darusel totuși, că ar fi tare să vine Darusel acum acasă. Îi face și lui o farsă că el nu știe, el nu știe de treaba asta, pentru că nu știu Darusel unde a plecat. E plecat cred că de vreo săptămână, de vreo 3-4 zile, habar n-am unde Darusel, sincer. Scrieți-vă acolo în comentarii unde credeți voi că se află Darusel. Bun, gata, am ajuns în fața casei lui Ali și acum trebuie să facem planul în felul următor. Trebuie să-mi fac vocea și haide să dăm aici. Alice, ce faci, Alice, ce faci? Da, stai așa, de ce cauți aici de fapt? Cum adică nu mai primești la tine acasă? Ba da, ba da, dar ce cauți aici așa de vreme? Cum adică de vreme, Alice? E ora 12. Mă, ce, păi eu abia m-am trezit. Păi da, eu m-am trezit de 7 ore, Alice. Hai în casă, Alice, că... A, da, ești în pijamale și nu e frumos așa să ieși afară. Mă, Alice, ce faci, dormi sau ce-ai făcut? Mă, păi nu chiar, adică m-am trezit acum câteva minute, dar n-am niciun ceas prin... A, uite, ăsta ceas aici, acum tu nu știi ce-i prin casă? Da, nici nu știam de existența acestui ceas, așa că hai să luăm. Ok, ce mai faci, Alice, ce mai faci? Bă, eu fac foarte bine, tu ce mai faci? Bă, dar Rafael, unde, bă? Bună ziua, bă, Alice, ăsta e tacto? Ce, mă, bă? Ce? Cum adică, bă? Din ziua întâlnă, domnule, eu vreau să mă mric cu femeia dumneavoastră. Bă, Alice, ceva să-mi spui, cum adică, cine bea tu ăsta e? Ce-a spus treaba asta? Măi, nu, mă, David, e vecinul meu. Ce, bă, David, bă, David, am și plecat. Tu cine e? Alice, el cine e? Eu ți-am zis, mă, că e vecinul meu. Și de ce să ascund așa? Are de-alea cu invizibilitate, cu de-alea? Nu, că el îi place să se prefacă un magician, dar de fapt el nu știe nicio magie. A, nu știe, e fraierul, dar e urățel așa. A, da, știam, n-ai văzut că e chel rău de tot. Da, e chel. Da, ăsta e el, să nu te sperii, da? Treci odată, bă, afară, Darusele, hai, treci aici. A, Darusele, am mai auzit numele ăsta, Darusele. Da, taci puțin. Băi, ești bă odată aici, că deja mă enervezi, hai mai rapid afară. Alice, mă, cam sperii, ce se întâmplă aici? Oh, nu se întâmplă nimic. El se joacă, știi, are o pelerină de aia de la militar care se camuflează cu ce în spate, știi, și o pune pe el și îi crede că e invizibil, dar nu-i nimica. Ah, am înțeles. Da, chiar, mă, da, îți mulțumesc pentru pisică, pentru cadou, da. Da, îți place, unde e? E tot acolo în spate? Da, păi nu o aduc aici în casă, că na, știi cum e. Da, lasă multe chestii pe aici și trebuie să ai foarte mare grijă. Te așa e mai bine acolo în curte. I-ai pus până la urmă un nume? Pisica. Pisica e nume? Păi, pisica e o pisică și un nume e o pisică. A, da, adevărat, ai și tu dreptate. Uite la copilul ăla. Mă, dar el cine e până la urmă? Ți-am zis că el e vecinul meu. Dar stai aici că n-am terminat să spun cum am ales numele ăsta. Deci folosim-te o
teorema lui Pitagora care se divide la X împărțit la Y, că rezultă că numele pisica este folosit pentru a da numele unei ființe vii numite pisica. Deci, în concluzie, acesta este un nume. Ok, deci tu te faci profesoră, nu? Nu, nu-mi place. Nu-ți place? Auzi, dar de ce a spus băiatul ăla, dar veni mai devreme aici dacă că vrea să fie cu tine sau nu știu ce? Nu, el glumește, se crede el așa, dar noi. Am văzut că e cam prostul ăla chiar așa de fel. Păi da, știu. Oricum, știm că e pe aici, pe lângă noi, nu știu de ce tot se ferește așa, adică nu știu, e supărat. Stai să mă schimb așa și stai că mă duc acum la el. Bă, treci bănco! Da, uitați-vă puțin, cu cine umblă pe aici, adică să înțelege faptul că și Darius și cu... Aha! Așa, Rafaele, mă ajuns pe mine, nu? Așa mă ajuns pe mine, nu? Aha! Cine-i Rafael? Cine-i Rafael? Cine-i Rafael? Deci fii antena, Alice, eu vorbeam cu prietenul tău, uite, cel mai bun, ăsta, bă, cum te cheamă? Darius? David! David, bă, ce faci, bă, ce-a pe mine, mă cheamă Darius, și sunt iubitul lui Alice. Ce? Cum? Alice, uite-te la mine, e adevărat? Nu, e adevărat, nu-i nimic, te minte, că așa face el. Am înțeles, deci da să te comporți tu ciudat cu mine, nu? Cum adică? Bă, nu, uite-te la fața lui, se vede că minte de... Da, e ca urățele, ca brosul ăla, așa de fel, îl știu pe el. Ce? Da, asta zic și eu. Uite, primești o cafea și tu nu primești nimic. Așa, dai-o pe înapoi, știi ce, v-ați mai fac una. Mulțumesc, e cam rău copilul ăsta, e cam... Auzi, Alice... Da, hai să vezi pisica mai degrabă. Cum să-i dăm? Nu mă da de gol, Darisule, nu mă da de gol. Ce faci aici? Vrei să mă dai de gol? Că zici că sunt Rafael, că ce? Nu, bă, Rafael, bă, dar ce faci, bă, știi? Bă, deschide-le, bă, deschide-le, hai să ne batem, bă! Hai, stai în gură, hai! Nu! Ales, ajutor! Ales! Mă ia la mișto! Da, nici măcar nu vă înțelege ce zice Alice, adică, da, clasic aici, practic e un episod foarte ciudat, nu mai haos pe aici, cred că mi-am pierdut vreo 10 neuroni în momentul de față, dar haideți să mă duc acum înapoi. Mamă, pisica, bă, uite, cum ai că te cheamă? Pisica! Îl cheamă pisica pe el, bă, pisica! Nu! Pe mine mă cheamă, dar o să-i 2014 ăsta, 2014! Nu, îl cheamă așa, vino, spun aici, uite, vino aici, tu rămâi acolo! Bine, spune. El sunt un schel ca să pară așa, că e băiat, știi, dar el de fapt îl cheamă Darusica. E fata? Da. Dar e voce de copilaș, dar băiețel. Păi da, că e copilaș, nu vezi? Nici nu are toți dinți în gură. Darusica, ce faci, Darusica? Bă, cum ar cheamă Darusica asta, Darusel? Alice, mă minți? Te minte el, nu vezi că vrea să pare el, da. Alice, ce vei tu, Alice? Bă, du-te, mă, de aici. Bă, de aici, că poate să mă arunc și ție mașina la chiar, adică mă duc eu fix acum. Lasă să nu pleci de aici, că vreau să mai vorbim aici așa ceva. Uite, a plecat acum. Bă, dar Răsele, fii atent să nu mă dai de gol, că vreau să-i facem cât mai multe prank-uri cu treaba asta, dar Răsele. Vreau să-i facem cât mai multe, să-l spionăm, să-i facem chestii de genul de-astea. Bă, dar nu-mi place, bă, Rafael, uite, bă, ea e sim, este sim. Păi de ce? Pe fii antena, bă, Rafael, uite că se ia de mine, mă face dar stai cumva pe aici, mă, ce facem, mă, ia stai puțin. Bă, a la mașina, uite-te la ea. Bă, dar ce mașină luat? Da, uitați-vă puțin ce se întâmplă aici, aveam să fac și eu ceva, să mai vorbim aici, să mai fac mișto, dar Alice pleacă, dar eu să-l e nebun, nu știu ce se întâmplă aici. Uitați-vă puțin că, da, clasic. Mă, ce faci, mă, dar eu să-l e? Nimica! Auzi, Alice, dar eu să-l, știi că, dar eu să-l, așa ai spus că te cheamă, așa îl cheamă? Da, dar eu să-l, dar eu să-l! Dar eu să-l, mă, dar eu să-l! Dar eu să-l, ce mă, dar eu să-l? Tare, du-te de aici! Pleacă, bă, de aici, hai că știm cu toții de ce te-ai tot schier. Așa, zi mai departe ce vrei să zici. Așa, dar să-l fii atent, știi că pisica asta eu i-am cumpărat-o, eu i-am făcut cadou pisica asta. Da! Ia multe, bă, de aici! Ia du-l!
am furat-o. Așa, stai, acum vino, te rog puțin cu mine, dacă tot e vorba de mașini, așa, ia trece. Stai puțin. Nu, că eu îmi pierd aici 1000 de euro. Bă, dar să le, dar să vină un coace. Bă, ce mă de face și mă dar să le, îmi pierd 1000 de euro cu tine. Nu știu, bă, Rafale, vine. Deci da, Fran, Hai, trecem cu ăla, că am un cadou special pentru tine. Ia uite, ce aici. Cum adică, ce cadou, unde e? Alice, poți să-mi spui și mie care e faza cu mașina asta? Ce vrei să-i fac? Ce, cum adică surpriză? Ce surpriză e asta? Da, cum a zis David. Ce, păi, cum adică? Vreau să mergem și să ne plimbăm. Hai, tu urcă. Și unde mi-a urcă acum? Tu dă-te jos, el vine. Tu stai pe bancă. Da, asta e mașina mea! Nu e nicio dovadă. Hai, urcă, David. Ok, deja, deci, bă, dar să le, bă, eu nu înțeleg nimic din ce faceți, mă, dar să le, bă, ce aveți, mă, de sunteți așa, mă, dar să le, pe bune, eu nu vă înțeleg nimic, abia nu știu, eu nu pot să vorbesc, nu pot să fac nimic, vorbiți, dar nici nu vorbiți, nici voi, ce faceți aici, că nu vă înțeleg. Nu știu, bă, Rafale, bă, dar alții cam ciudată, bă, și nu-mi place, bă, Rafale, uite, pe mine mă las pentru, bă, fii atent, că tu ai zis asta cu David, că e ciudată și asta, și atent, vreau să mergi acolo, gen, să-mi zici mie, ca și cum, bă, David, fii atent, da, vezi că Alice e cam nebună, ai grijă cu ea, că e nebună, nu știi ce poate. Da, Alice, unde ești, bă? Alice, unde e mașina lui? Da, unde e mașina? Adică a fost mașina, nu mai. Bă, David, e cam nebună asta, e cu capul, e... Bă, pleacă, unde e, bă, hai, du-te acasă, ce tot trece aici? Ia, hai, mă, mai rapid, că poate te gonesc acum, hai, pleacă-mă de aici. Uitați-vă la ei, păbune, adică, da, nu, bă, eu chiar nu mai știu ce să mai vorbesc, adică eu nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă. Dacă mă uit acum în spate, uitați-vă puțin la Darusele în partea aia, cum merge că toate... Alice, dar ce de tu ești așa, că... Alice, chiar are dreptate, că nu știu, de ce te comporți așa ciudat? Nu e nimica, haideți în casă, vă rog eu, da? Deci veniți după mine și haideți să mergem să bem un ceai ceva. Ceai? Da, ceai, îmi place ceaiul! Să se liniștească așa apele, știi, uite, vă fac aici o cafea. Hei, Alice, ajută! Alice! Du-te aici, du-te din fața ușii! Lasă-mă, du-te la port! Așa, fraiere! Nu-ți ziceam, pu! Bă, Alice, ai văzut ce a făcut? Alice! Da, am văzut, deci, uite, tu iau una așa, bă, dar să le treci mă o dată încă. Alice, hai, așa, uite, ia și tu de asta și eu una și hai să bem. Alice, m-a scuipat ăsta, m-a scuipat, ce cum? A, păi, uite, dacă pe aia și scuipai și tu înapoi și apoi aruncă cu cana în el. Da, uitați-vă puțin. Deci eu chiar sunt cu grădinița aici, cu nebunii, grădinița de copii nebune aici, sincer. Adică scrieți în comentarii dacă e adevărat. Alice, să nu te mai bii cu la mine acasă sau cu Rafael. Să stai tu cu Darius, da, tău, cu Darius, a tău, cum mi se mai zice, ok? Da, eu nu înțeleg nimic. Deci Alice, nu, bă, Alice începe să vorbească și după uite să mai vorbească. Adică vorbește, zice două litere, după nu mai vrea să mai vorbească, dar el nu înțeleg ce vorbește el acolo. Bă, nu mai pot. Păi, dar unde a zis, mă, că s-a dus? Unde s-a dus, bă, Darusele? Că eu nu vă înțeleg, bă, unde s-a dus? S-a dus încolo, unde s-a dus, Darusele? La noi acasă, hai să mergem, hai să mergem! Așa, și ce faci acasă? Mamă, doar, eu nu înțeleg nimic, sincer, adică... Stai, așa? Mamă, Darusele, dar când timp, mă, mergi tu așa, Darusele, dar când timp ești tu? Da, nici nu mă bai în seamă, bună ziua, da. bună ziua, doamna, hai, mai repede, mai repede! Pe să ne mă, Mr. Beast, acum e, doamnă, ce mai e? Asta e, hai. Uitați-vă puțin, deci Darusele acum este foarte legal, știe toate regulile de circulație, toate chestiile, Darusele... Hai, rapid! Da. Alice, am înțeles ceva, Alice, vină puțin aici. Deci, eu am înțeles, tași puțin, băiatul, Darusele, așa te chemă parcă. Deci, asta este casa lui? Nu, cum adică, da, ba da. Da, e casa lui, Bă, dar să te apume unde, bă? Alice, ce-ai făcut? Eu, păi da, mi-ai spus parcă să nu mă mai prind pe aici, nu? Parcă așa ai spus. Da, tu ce cauți? Ia pleacă! Ia pleacă din casa mea! Da, atunci cred că nu mai vrei să te apă înapoi. Da, dă-l! Păi da, parcă mi-ai spus să nu mai vin pe aici. Păi mi-l dai și pleci! Păi nu merge așa. Mă, ce se întâmplă aici? Că nu înțeleg. Ei, ce faci? Lasă-le acolo, că după e greu să le pui la loc.
vorbesc serios, e greu să le pui la loc, nu le mai lua. A, bine, bine. Așa, gata, gata. Bă, dar Alice, de ce te comporți așa? Așa cum? Dar să ce poți? Le-ai supărat, Alice? Da, eu cred că gen o să plec. Bă, dar să le uite ce a făcut ăla. Nu se mai poate, bă, nu se mai poate. Bă, dar pe bune, dar să le uite, a luat toate lucrurile de aici, acum cum o să le pui tu la loc? E greu să le pui, nu mai știi cum le mai avea, adică e foarte greu, sincer. Bă, eu vreau să plec, să plecăm noi, bă, că nu se mai poate, bă, că nu se mai poate. Unde să plecăm, unde să plecăm? În alt oraș, bă, fără, că nu se mai poate, bă, Rafale, nu se mai poate, să plecăm. Bă, uite. Stai, că nu e pe aici, a plecat, e cu bicicleta, ne-a furat bicicleta, uite-te la ea, uite-te, dar nu ne aude, dar înseamnă că suntem în casă, cum vrei să ne audă din casă? Aici, rapid, aici. Ce facem aici, mă, ce facem, mă, ce, mă? Ne ascundem de ea, nebuna, că nu știe aici, nu știe. Ia să vedem, poate intră în casă, ia să vedem, stăm aici, ascunși foarte, foarte bine, ia că mă duc eu în partea asta, că aici era mai bine, păi și unde e, mă? Uite că e bicicleta aici, bă, uite-te în spate, că e bicicleta, l-a lăsat-o acolo, păi și unde e, mă, bă, unde a plecat ea? Eu zic să ne mutăm, yeeeey! Mă, unde să ne mutăm, mă, Darasele? În alt oraș, bă, departe de ea! Tu! Alex, bine că ai venit, uite-te unde m-a dus copilul ăsta de trimnic! Oprește-te, gata, că nu-i frumos, mă, ce aveți, mă, de ce sunteți așa amândoi? Mă, dar eu nu știu, mă, ce are el, lasă, nu mai plecăm, hai să plecăm, hai! Darasel vorbește că bă, eu nu te înțeleg, Darasel, nu mai vorbi peste ea. Lasă să vorbească, dacă vezi că vorbește, lasă-o pe ea, nu mai vorbi tu, că după tine nu te înțeleg dacă ea sare așa care e bună și vorbește peste tine. E oricum e nebună, are se cu capul, bă. Alex, da, de ce ești invizibilă, bă? Asta e invizibilă. Hai, bă, hai, bă. Ești gata să ne batem, hai, bă. Da, hai să ne batem, hai. Hai. Unde a apărut ăsta? Nu știu, bă. Hai să ne batem, hai. Hai să ne batem, hai. Hai, stai, hai. Stai, hai. Bă, te-ai ștâmpit? Da, de ce mă faci ștâmpit? Bă, stai puțin, bă, oare și-a dat seama, mă, de noi sau era deasupra? Că nu înțeleg, gen, de fapt, nu știu ce să zic, sincer, dar, bă, te comporti și tu ciudat, dar și ea se comportă mai ciudat. Ei, bă, Rafale, zici să ne mutăm! Lasă, bă, Rafale, fii atent, eu mă duc acum pe Gogel să caut țări în care pot să mă mutea în Nord Corea, bă, Rafale, vrei în Nord Corea? Mă, tu ești împit, dar să le cum să ne mutăm în Corea de Nord, dar să le n-ai cum acolo. Ah, apoi hai în Pakistan. Mă, dar România nu-ți mai place? Nu, bă, Rafale, bă, că România e nebuna aia de cum o cheamă, de Elice, de Alice. Mă, dar în Grand City nu-ți mai place, în Grand City, aici nu-ți place casa noastră? Dar nu, bă, că o să stăm cu Alice, bă, dar e serial. Alice, ce-ai pățit? De ce stai cu minele așa, Alice? Ce vrei să ne faci? Vrei să ne bați? Ce vrei să ne faci? Păi să zicem că vin eu de undeva, da. Așa, mă, de ce a zis? Tu ești ăla, nu? Da, eu! Hai! 3, 2, 1 și... Aia! A plecat și fraieră! Bă, Rafale, fie andă, bă, la 3 fugim, ok? La 3 fugim, bă, că nu mai stăm. Hai, 3, 2, 1, fugi! Hai, bă, Rafale, hai! Rapid! Eu nu înțeleg unde a plecat, dar să-l sincer, da, nu mai zic nimic, mi-am pierdut 1000 de neuroni, eu acum cred că o să mă duc direct să... Bă, Rafa, alo, bă, m-auzi? Bă, ce faci? Hai, urcă! Bă, de unde e avionul ăsta, de elicopterul ăsta din omul, dar să le... Bă, ce faci, mă, unde? Ia, hai că urc, ia să vă cum e cu elicopterul, ia să te văd, avionăm, 3, 2, 1 și... Da, am înțeles. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.